În ajunul praznicului adormirii Maicii Domnului, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În continuare, ierarhul a mers în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Mavramol din municipiul Galați, care adăpostește icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Mănăstirea Mavromolitisa din Constantinopol. Înalt preasfinția sa a săvârșit aici slujba acatistului. Ne aflăm la Mănăstirea Veche Mavramol din Galați, prima școală domnească, elino-românească, care deține un odor de mare preț, icoana făcătoare de minuni, foarte veche, de la Mănăstirea Mavromolitisa de la Constantinopol, de secole prezentă aici, unde mulțimea de pelerini, nu doar la praznicul Sfintei Adormiri, ci zi de zi și seară de seară, primesc încurajare, ajutor și sprijin de la Maica Cerească. Împreună cu toți pelerinii să cerem Maicii Domnului să ne unească în familie, în biserici, în școli și în țară, într-o singură familie a Maicii noastre milostive, ai cărei fii suntem cu toții. La final, cei prezenți au participat la procesiunea cu icoana Maicii Domnului în jurul bisericii. A rânduit bunul Dumnezeu și anul acesta, ca de altfel în fiecare an, la înaintea prăznuirea Maicii Domnului, adormirii Maicii Domnului și mâine la hramul adormirii Maicii Domnului, să ne adunăm în număr foarte mare aici, la Biserica Mavromol în Galați, în jurul icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului și în jurul părintelui paroh și duhovnic Mihai Gherghe, să o cinstim pe Maica Domnului așa cum se cuvine creștinilor ortodoxi. După tradiție, în ajunul adormirii Maicii Domnului, icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam a revenit în cadrul așezământului monahal, după ce pe parcursul postului adormirii Maicii Domnului s-a aflat în procesiune în peste 100 de parohii din județul Galați. Cu acest prilej înalt, preasfințitul părinte Casian alături de credincioși au mers în procesiune de la Troița satului Adam până la mănăstire. Aici a fost oficiată slujba privegherii urmată de prohodul Maicii Domnului. Din binecuvântarea lui Dumnezeu, reversată asupra noastră, prin cele două săptămâni de pelerinaj, cu icoana făcătoare de minuni, de la Mănăstirea Adam, într-o mulțime de parohii, centre sociale și mănăstiri, am înțeles că Maica Domnului, urmând pe Fiul ei, a făcut un mare pelerinaj la noi. O mulțime impresionantă, recunoscătoare și mulțumitoare de tineri și credincioși și credincioase din zonă și din alte locuri, din țară și români veniți din străinătate. Au devenit o icoană și un pod luminos prin care Maica Domnului ne arată mila și iubirea ei, iar pe pod ne trece pe toți, prin credință, la mai multă iubire și la mai multă solidaritate între noi toți. Este cea mai impresionantă icoană vie de mii și mii de creștini la slujba prohodului. La final, toți cei prezenți au trecut pe sub Sfântul Epitaf și s-au închinat la icoana făcătoare de minuni.